În ultimele zile, tot mai mulți constanțeni au început să înțeleagă importanța vaccinării. O arată datele furnizate de autoritățile sanitare. Vorbim despre aproape 3.000 de persoane care se vaccinează pe zi. În județul Constanța funcționează în acest moment 14 centre de vaccinare, două dintre ele se află în municipiu. Cel mai aglomerat este la pavilionul expozițional. Acum două zile aveam la 1.450, ieri am avut peste 1.780. Avem toate cele patru seruri aprobate în Uniunea Europeană, numai că în ultima perioadă nu s-a mai cerut AstraZeneca. Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii s-au așezat la coadă pentru a se vaccina. Unii dintre ei se află la prima doză. Sunteți la prima doză? Da. Cu ce v-ați vaccinat? Pfizer. Pot să vă întreb de ce ați așteptat până astăzi? Așa sunt eu, aștept mai mult. Mă hotărăsc greu. Acum m-am convins. Deși se încurajează vaccinarea, mi se pare că e puțin dezorganizat. Cozile sunt la fel de lungi ca și până acum. Toată lumea se sperie de cozi. Hai să depășim un pic momentele de tristă amintire și să renunțăm la cozile astea. Am stat mai mult decât m-aș fi așteptat cu programare. La centru au venit și persoane care și-au administrat cea de-a treia doză, dar și mulți tineri. O parte din ei au ales să se imunizeze din cauza că în majoritatea locațiilor poți intra doar cu certificatul verde. La prima doză sunteți? Da. Pot să vă întreb de ce ați așteptat așa mult? Acum îl facem de nevoie. Nu mai aveți voie nicăieri fără vaccin. Tu unii din conștiință, ca mine mai șubreze așa, alții pentru că sunt condiționați. De uneori și de serviciu și de călătorii. Cred că lumea vine din cauza că vrea accesibilitate și noaptea și în afara orelor. Eu am venit din convingere. Aproape 40% dintre constanțeni au fost vaccinați până acum. Chiar și așa, personalul medical din spitale este sufocat și roagă pe oameni ca măcar acum să se imunizeze.